Primăria Slatina a dat undă verde reluării lucrărilor de anvelopare a blocurilor din municipiu. Muncitorii au amplasat deja schelele la 4 blocuri din cartierul Steaua. Blocurile 27, 28 și 30 de pe strada Cuza Vodă și blocul 19 de pe strada Văilor sunt primele din cele 18 pentru care s-a primit ordinul de începere a lucrărilor. Slătinenii care locuiesc aici sunt extrem de bucuroși că în scurt timp vor locui în imobile reabilitate care le vor oferi un confort sporit cu cheltuieli de întreținere mult mai mici. Băieții sunt extraordinar de cu să cade, ne-au măsurat geamurile așteptând să vină să le pună. Sunt ok. Era necesară de multă vreme, bine că o fac. Sunteți mulțumiți. Mulțumim, da. Ne dorim pentru că și noi vrem să fim la, în rând cu celelalte blocuri. Și e bine meritată pentru că o să avem mai multe condiții când o să vină iarna. Eu chiar am probleme, stau la etajul 4 și chiar dacă singură mi-am făcut hidroizolația asta, nu știu cum am făcut-o pentru că ceva se întâmplă și mie îmi ploua. Eu când au fost ploile mai pe vară, mi-a plouat în casă și sunt foarte mulțumită, de-abia aștept să termine lucrarea. Administrația slătineană și-a propus ca în următorii ani să finalizeze acțiunea de anvelopare a tuturor blocurilor din municipiu. Cele peste 300 de blocuri ce urmează să fie reabilitate și modernizate sunt împărțite în trei loturi. Din 2016 până acum, Primăria Slatina a învelopat un număr de 103 blocuri, însemnând 185 de scări. După cum știți, am mai spus de foarte multe ori acest lucru. Un an de zile a durat licitația, într-un final am semnat un acord cadru pe 4 ani de zile pentru reabilitarea termică a 312 blocuri de locuințe, respectiv 599 de scări. Lucrul ăsta este o certitudine, licitația s-a terminat, contractele au fost semnate. Vreau să vă spun loturile, lotul 1, 75 de blocuri, lotul 2, 107 blocuri, lotul 3, 130 de blocuri. Celelalte blocuri pentru care s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, iar muncitorii firmelor declarate câștigătoare sunt așteptați să monteze schelele, sunt strada Artileriei, bloc 4, scara A, strada Nicolae Iorga, bloc 1, scările A, B, C, strada Crizantemei, bloc 7, A, scările A și B, strada Crizantemei, bloc 2, scara A, strada Cireașov, bloc 15, scările A, B, C, strada Cireașov, bloc 5, scările A și B, strada Cireașov, bloc 6, scările AB, strada Cireașov, bloc 21C, scările AB, strada Cireașov, bloc 21D, scara A, strada Tunari, bloc 3AB, scările A și B, strada Prelungirea Tunari, bloc S4, scara A, strada Alea Plopilor, bloc 2C12, scara A, strada Sergent Major Dorobanțu Constantin, bloc C1 și Bulevardul Aicuza, bloc de 17, scara A. Vreau decât să vă spun că în următorii 4 ani de zile noi vrem să reabilităm toate cele 312 blocuri pe care le avem în acordul cadru. De asemenea, vreau să știe toți cetățenii Slatinei că prin intermediul asociațiilor de proprietari, cereri pentru reabilitare se pot depune în continuare la Direcția de Patrimoniu. În municipiul Slatina au fost anvelopate până acum peste 100 de blocuri. Reabilitarea lor a condus la schimbarea în bine a imaginii orașului. Strategia administrației MOTS este ca până în 2024 să reabiliteze toate blocurile din Slatina.